Bună dimineața, ce vreau să încerc acum e un contratimp pe traseul vechi de la Masa Critică. Start la Lupoaică, tură de oraș de vreo 14 km, stop aici. See you! Ce faine piste de bicicletă avem în Brașov, senzaționale! Mulțumim, domnule primar!
Pe lângă pistele de biciclete, edilii brașoveni se preocupă de bunăstarea orașului și fluidizarea traficului. Pe dreapta se construiește Afimol. Cred că o să se circule foarte fluent când treaba e gata. Încă o dată mulțumim, domnule George Scriptaru. Trăim în unul dintre cele mai trei poluate orașe din România, alături de București și Iași. Nu, Bucureștiul e în câmpie. Am trăit 6 ani acolo, cât am studiat medicina, ca să nu închipuiți că am făcut o școală de 5 ani și am visat vreun an. Acolo e de înțeles la ce trafic e. Iașiul nu știu foarte bine. Dar cel mai frumos oraș din România, la munte, să fie în top 3 poluate din România, mi se pare oribil. După cum vedeți, deși e luni la 7:30, e perioada de vacanțe, lumea merge cu transportul în comun și cu bicicleta la servici, pe minunatele benzi de bicicletă construite de Primăria Brașov. Domnul primar este triplu licențiat. Am muncit mult să ai o triplă licență în educație fizică și sport. Simțim asta, că încurajează sportul de masă brașovean. Deși trăim în unul dintre cele mai trei poluate orașe din România, Brașov, probabil cel mai frumos oraș din România, primăria continuă să înverească Brașovul cu asfaltări. Se taie copaci, se înlocuiesc spații verzi cu parcări. Pentru că nu e așa, mașina nu poluează. Tot al doilea brașovean are câte o Tesla, iar restul au hibrid. Numai noi bicicliștii poluăm.
foarte verde Brașov, după cum vedeți, avem peluze. Am uitat să precizez giratorile care au flori. Acum să nu fiu răutăcios, estetic sunt frumoase. Dar dacă aflăm cât costă, cred că mai bine s-ar înjumătăți numărul de flori și de diferență s-ar face niște piste dedicate pentru biciclete. Nu mă zic! Verde. Să reluăm poluarea de bicicletă. Aoleu, ce bălării vorbesc. De fapt, eu trebuia să mă concentrez, să scot timp bun pe vechiul traseu de la masa critică. Și dau din gură ca un papagal ce sunt. Vedeți, pe partea dreaptă, street bumper-ul este special întrerupt pentru ca bicicliștii să nu sară. Opa! Aici cred că e și comisia pentru circulație de la primărie. Cred că sunt niște domni deosebit de pricepuți. După ce facem 90 de grade stânga pe generatorul de la Poienelor, o să ajungem la ceea ce este prima bandă de biciclete create în Brașov. N-a fost o idee rea, trotuarul e lat acolo și e făcută pe trotuar, demarcată cu vopsea, la borduri chiar sunt pante și rampe de coborâre, foarte bine. O să încerc să mă opresc. Să vedeți câte mașini sunt parcate pe bandă, de-aia prefer să mă dau pe stradă. Asta e partea cea mai faină din traseu, de la Policlinica noastră, pe Saturn, la Vale, pe aia pe Blahuță, coborâre. Nu poți nici măcar să nu pedalezi. Dar suntem cu un contratim. Prima pistă de biciclete, bandă de biciclete, nu vreți să-i treci, e pe stânga. Dau să o intersectăm după dublul giratoriu de la 3 alimentare. Thank you.
lejer, 35-36 de km la oră și pedalez așa, în inerție, cum aș face-o la o electrică. De biciclete, mă rog, benzile, că e dublu sens, sunt pe stânga, e ok, chiar sunt ok aici, pe bune. Deci pe aici m-aș lăsa copiii la singură să se dea cu bicicleta, evident cu cască și așa. La aici chiar e fain de dat, pe banda de pe stânga de la Sadun. Urmează celebrul dublu gilatoriu de la 3 alimentare. Realimentare de timp, de la Gemini. Acum m-am luminat în dimineața asta. Dacă intersecția se numește Gemini, de atunci sunt o două blocuri Gemini de sus, 15 etaje, făcute înainte de 89, municipalitatea s-a gândit să facă și giratoriile Gemini. O soluție senzațională în care poți să faci 8 turi cu bicicleta și să bulești tot atât. Nu ne-am vrut să fac niciodată. Autobuzul pleacă, aveam prioritate, trebuia să-l las, scuze. Ok, încă un speed bumper, ăsta e adaptat pentru bicicliști, foarte bine. O lăsăm pe bunica să treacă, haideți! Mișto! Ăsta e autobuzul care face și Poiana. După luptă seculară, RATB, stai să-l prind în cadru, a pus niște racuri de biciclete pentru aia care vor doar să se dea la mare. Nu-i rău, că înainte aveai interzis cu bicicleta în autobuzul de Poiana, dacă venea controlorul, te amenda. Cu șoferul puteai să te înțelegi. Înțelegeți. Și acum pe dreapta o să mă urc pe pista de biciclete. După cum ziceam, e ok, nu s-ar să-ți rup căpățâna. Ups! S-a pierdut boxeaua, nu e problemă. Bună dimineața! Așa că nu e foarte clar dacă sunt pe pista de biciclete sau pe trotuar. După cum vedeți, trotuarul e lat și e liber, nimeni nu parchează. Nimeni. Avem locuri de parcare create cu generozitate de municipalitate. Mulțumim încă o dată domnului primar George Sfântanu. Aha, asta e banda. Hai că aici au mai rămas urmă de boxea. Cred că nu s-a mai dat cu vopsea, că ori nu o folosește nimeni, ori parandără pe mic. Aici asta e un pic de dibocie. Dar dibaci este mai mic, mai mic. Așteptăm frumos să se facă roșu, acum fiind trecere de pietoni, trebuie să mă dau pe lângă bicicletă, așa zice podul rutier. Deși e bandă de bicicletă, dar nu mai e trasată pe trecerea de pietoni. După care o să vedeți ce mișto merge banda de biciclete exact în stâlpul ăla verde. Senzație, senzații tari. Nu mă golănesc, stau să-mi dea verde. Yeah! Deci pe lângă alergăm, că deși e bandă de bicicletă, nu mai e trecere de pietoni. Și atențion, să vedeți ce mișto e banda de aici. Pentru iubitorii de adrenalină. 1, 2, 3, e banda marcată clar.
Și ce în mijlocul ei? Un jalon de slalom. Hop, hop. Al doilea jalon de slalom, dar facem dreapta, larg. Nu e slalom, e... e super G. Aici e drept, e frumos, mașinile sparcate. E bine, e bine, uite, sunt și bucăți bune, să nu fim numai cărcotași. Se trece banda, e semn de bicicletă, aici banda e marcată, nu ne trebuie la trecerea de pietoni. Opa! În giratul ăsta de Vlahuță cu Hărmanului vreau să merg spre gara, nu mai țin de exact cum merge banda. Până la urmă domnul nu avea nicio vină, doar că bucata de pietoni sunt mașinile parcate. Da, nu știu nimic. Și acum iar în vedere că a venit pe zămare, s-a pus o șicană. Opa! Ajungem la trecerea de pietoni. Și aici banda face 90 de mafie trecerea de pietoni. Coborâm de pe bicicleta. Opa! Viteză să nu punim la acolo, facem și un pic de alergare. Banda iară e senzațională. Aici sunt stâlci unul după altul. Cine a desenat-o sau a desenat-o înainte să se pună stâlpii noi și verzi? Verzi normal, pentru că vrem să înverzim Brașovul, care e cel mai... e unul dintre cele mai trei poluate orașe din România. Uite ce frumos s-a înverzit. Cu stâlci verzi care fac fotosinteză și oxigen. Am un pic de Need for Speed la vale pe la starea sporturilor. Asta de reclamă publicitară e foarte bine plasată. Dacă îți capă copilul pe dreapta puțin, nu se întâmplă nimic, 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 nimic. Asumăm, ne asigurăm, nu vine nimeni, să ne băgăm iară pe bandă. Sup! No, cine a pus pociun pe un drum, ăla n-a fost om nebun. Opa! În România. Dar asta este alt subiect. Pac, și acum banda e mai complicat, ne asigurăm în spate, semnalizăm și ne transformăm